Lic mare, roșii, albe, galbene, roșii, roșii grădină. Alea mari de 2 kg, de 3 kg. Bătrânești, bătrâneștile astea le punem aici. Ia să scoatem, să vedem despre ce e vorba. Ia uite-le. Și le punem direct aici, pe rânduri, așa, să încolțească. Cele mai bune roșii astea de 2 kg. Giganticus. Roșii Giganticus. Sunt curios dacă va încolți. Să sperăm că am mână bună. Și punem câteva firișoare de... Aici sunt cam prins una de alta. Astea sunt chiar interesante roșiile. Și le împrăștem pe aici, fiind răsanița mea ad hoc. Experiența continuă aici. Ia să mai punem câteva. Trebuie fărâmițate puțin că se pare așa mai... Asta la volum aici. Sunt la volum. Roșiile astea sunt la volum. Sper să iasă toate. Să umplu locurile unde am pus spanacul. Oricum roșiile sunt foarte bune. Calitatea întâia, 2 kg face o roșie. Sămânță este. Și apoi vedem ce facem cu diferența. Dăm la vecini. Facem strada grădinarilor aici. Am aici o grămadă de sămânță. Punem să fie. Apoi ce iese, iese. Gata. Am umplut de sămânță și punem pământ peste. Gunoi. Compost. Așa. Adus din grădină, resturi vegetale, tot ce prindem. Să iasă răsadul. Am asupat perfect. Și cam într-un sfert de oră am făcut răsadul. Îl udăm și îi dăm spor după aia la germinare. În 2 săptămâni trebuie să fie mare. Cam asta e. Răsanița lui Ovidiu. Ceva mai interesant. Cam asta e. Așteptăm să germineze. Cu roșiile mele de maraton. Maraton roșii. Cu soiuri bătrânești. O grămadă de sămânță aici.